Fiind aproape imposibil ca legislația prezentată să cuprindă prevederi clare în ceea ce privește măsurile de prevenire a răspândirii noului coronavirus pe timpul desfășurării tuturor tradițiilor și obiceiurilor din preajma sărbătorilor de iarnă și luând în considerare numărul mare de solicitări primite din partea autorităților publice locale, Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Gorj a transmis unităților administrativ-teritoriale reguli privind desfășurarea pițărăilor. Mersul în pițărăi sau colindeți, cum se spune, în unele zone ale județului Gorj este o tradiție veche, care se păstrează încă. Pițărăi au loc seara de ajunul Crăciunului, tot atunci când copiii merg cu steaua, vestind și zorii anului nou care se apropie. Comitetul pentru Situații de Urgență Gorj transmite autorităților publice locale măsurile pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, care trebuie respectate pe durata activităților. În conformitate cu prevederile hotărârii de guvern numărul 1065 privind prelungirea stării de alertă, aducem la cunoștința atât a autorităților publice cât și a cetățenilor că pe timpul desfășurării acestor obiceiuri trebuie respectate următoarele măsuri. Se interzice circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, se interzice deplasarea în intervalul orar 23-5 dimineața, purtarea obligatorie a măștilor de protecție, dezinfectarea permanentă a mâinilor pentru toate persoanele care participă la colindeți, persoanele care împart produse vor purta obligatoriu mânuși de protecție, se va păstra distanțarea fizică de minim 1,5 metri între persoane și aplicarea regulilor de igienă individuală și colectivă. Autoritățile administrației publice locale sunt responsabile pentru desfășurarea în siguranță a obiceiurilor care se desfășoară în ajunul Crăciunului.